Faceți parte din vreun club? V-ar plăcea? Să aruncăm o privire ca invitați în Clubul Degustătorilor de Vin Neautorizați. Accident aviatic, prăbușirea Zeppelinului 1937, este ultimul zbor cu Zeppelinul. Membrii clubului au căutat, au găsit meniul de la ultima cină, au găsit și au cumpărat vinuri, unele dintre ele nu mai erau de băut, așa că au luat replici, au refăcut aici meniul, au gustat vinurile care s-au băut în acea seară la ultima cină. Cine e cel mai vechi membru al clubului? Nu există cel mai vechi membru al clubului, sunt mai mulți. Grup de prieteni, soțul meu, Dan, și cu mine, am fost prieteni în anii 90, înainte de 90, la forumul studențesc. Am rămas prieteni multă vreme, în 2010 ne-am hotărât să facem acest club de vin. Cam câți oameni sau cum faceți, cum vă întâlniți? La început am fost, în 2010, am fost doar 6. În momentul ăsta suntem în jur de 200. E un club, nouă ne place să spunem că e un club permanent închis. De ce? Pentru că e un club de tip britanic cu o cotizație anuală. Pe lângă membrii cotizanți, există și membrii simpatizanți. Era o poveste frumoasă apropo de vin și de performanța sportivă. Da, Chester Williams, faimosul jucător de rugby, a fost primul campion mondial de rugby care, și de sport în general, care ne-a vizitat clubul și avea o problemă. A venit cu înaintea unui meci decisiv din Cupa României, a venit în club cu jucătorul pe care l-a dusese din Africa de Sud, un jucător tânăr de 18 ani, care nu reușea să marcheze, să înscrie eseuri. Și l-a dus și ne-a rugat să-i dăm un vin. Băiatul a băut un vin alb, ne-a mărturisit că nu mai băuse vin până atunci. Ne-am fost foarte contrariați pentru că antrenorul îi dă vin înaintea unui meci decisiv. Și a doua zi, acel băiat a fost omul meciului. În aceste fotografii este surprinsă vizita primilor români la Casa Antinori, iar fiul gazdelor a fost primul student în practică român acceptat la Casa Antinori. Care e povestea cu centrala atomică? În 2017 a început legătura Clubului Degustătorilor de Vin Neautorizați cu nuclearele. Și dacă tot a fost să o facă cum trebuie, s-a dus la a mai mare centrală nucleară din Finlanda. Și ce să vezi lângă centrala nucleară? Viță de vie. Ei, au vrut să vadă cât de tare ne poate energiza și lumina vinul. E o vorba de o suprafață de aproape un hectar. Aproape fiindcă n-atinge hectarul, scot 8500 de litri de vin pe care îi îmbuteliază, pe care încă nu l-am beut. L-am adus aici și lăsăm să ne mai lumineze zilele și cultura și prietenii o veșnicie. Doamnelor și domnilor, împreună cu fratele meu Cătălin, împreună cu fratele meu Adrian, vă invităm să rămâneți în lumea culturii, a vinului, a turismului, a enoturismului, a bucuriei de a trăi. Noi rămânem la o mică degustare istorică. Corteva.